Conducerea primăriei Roman a decis ca în această lună să se organizeze și la noi un festival de mașini tunate, asemănător celui ajuns în capitala județului la a 5-a ediție. De asemenea, în perioada următoare vom încerca, așa cum s-a organizat la Piatra, ediția 5-a a avut loc acolo, a Tuning Festului. Dorim să organizăm și noi în incinta strandului municipal de Roman o expoziție, spectacol care să conțină mai multe tipuri de activități, live tuning, expo tuning, demo drive, after party, deci mai multe acțiuni care să țină de acest element care poate fi interesant pentru mulți cetățeni, să-l facem și la Roman în perioada următoare. Vom veni cu amănunte legate de zile și ore în acest sens. Detaliile legate de acest eveniment, Tuning Fest, ce urmează a avea loc în această lună în perimetrul strandului municipal, sunt puse la punct în biroul de evenimente speciale al primăriei Roman. Acum se discută în biroul de evenimente speciale, în timpul cel mai scurt vom amenaja tot în această lună. Da, va fi mai mult o prezentare. Eu am să încerc să fie și o prezentare, să fie și o pornire, să se meargă, dar n-am să vreau să se facă drifturile de acolo și cursele de acolo. Nu vreau să distrug ceva în prea, vreau să fac tot în strand și vreau să fac ceva frumos din prima ediție, dar mai potolit, mai liniștit decât ce se întâmplă la Piatra, da. Edilii încearcă să aducă și la Roman o manifestare care la Piatra Neamț se află deja la a 5-a ediție. La Tuning Fest vor fi organizate demonstrații de air ride între mărcile Dacia Logan și BMW, dar se vor organiza și o serie de concursuri cu premii.